Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Alături de mine se află Monica Grigoriu, coach ca și mine. Și am invitat în studioul RFI România un om care a văzut moartea. Mihai Grecia a cunoscut tragedia colectiv din interior. A fost acolo unde flăcările au mistuit vieți omenești. A văzut moartea, dar a reușit să se smulgă din ghearele ei cu un efort supraomenesc. A studiat literele la Universitatea din București, a lucrat ca jurnalist cultural, după care a făcut carieră în publicitate. În 2010 a părăsit publicitatea și a creat casa de producție video Easy Film. A realizat și a produs mai multe documentare, iar în noaptea de 30 octombrie 2015 se afla la clubul colectiv împreună cu trupa Goodbye to Gravity. O noapte care a lăsat în urma ei 64 de morți și 186 de răniți. Numărul morților a crescut anul trecut la 65 după ce unul dintre supraviețuitori, Răzvan, s-a sinucis. Nu a putut suporta moartea tinei, iubita lui pierdută în flăcările de la colectiv. Și aici am să vă fac o mărturisire personală. Răzvan a fost nepotul meu. În amintirea lui și a tuturor celor plecați dintre noi în acea noapte de neuitat, am hotărât să-l invităm în studiul RFI România pe unul din supraviețuitorii acestei tragedii. Domnule Mihai Grecia, bine ați venit în studio... Sunt foarte emoționat. Deci, domnule Mihai Grecia, bine ați venit în studioul Refii România. Noi facem aici o emisiune despre schimbare. Am să vă pun o întrebare directă. Dumneavoastră ați văzut moartea cu ochii. Cum vezi viața după ce vezi moartea? În primul rând, bine v-am găsit și ascultătorilor. Cred că o tragedie, cum, cea, cum a fost cea de la Colectiv... Nu, o să încerc să nu, să nu pară un clișeu ce spun acum, te face mai puternic dacă ai avut un anumit, o anumită doză de echilibru înainte. Pentru cei cu structuri fragile lucrurile nu au fost întotdeauna așa și Răzvan e unul dintre exemplele triste legate de ce s-a întâmplat după, după colectiv. Pentru cei care au fost echilibrați, care cum, cumva au privit viața cu... O doză minimă de optimism, și în fine au avut țeluri, cred că o tragedie de genul ăsta te face, mai, te face mai puternic. Te ajută să te aduni și să te concentrezi pe lucrurile pe care consider că merită să le faci. Haideți să ne întoarcem la personajul dumneavoastră să vedem cine este Mihai. Grecia, am dat câteva repere biografice, ați studiat literele. Bănui că a fost o alegere, nu ați ajuns întâmplător acolo. Ca orice om care studiază literele, ați ajuns în jurnalism cultural. Ați practicat jurnalismul o bucată de vreme, după care v-ați dus către publicitate. E un parcurs pe care mulți jurnaliști îl fac. După care ați părăsit și publicitatea și v-ați dus către ceva mult mai personal. Ați creat o casă de producție în care ați produs bănui filmele la care ați visat. Dincolo de aceste repere biografice, cine este acest Mihai Grecea? Pot, pot spune despre mine că uh, sunt un om care din totdeauna a mers pe frontiere, pe granițe. Nu mi-a plăcut să rămân foarte mult într-o singură zonă. E cumva un parcurs paradoxal profesional tot ce am făcut până acum și chiar și educațional. Adică am terminat un liceu foarte bun din Bacău, se numea George Bacovia atunci, secție de matematică fizică și apoi am luat la litere. Și pe acolo mai ați făcut și ceva muzică. Pe am Bacovie. făcut și ceva muzică în Bacău, da, erau anii aceia de după Revoluție. La Revoluție aveam 15 ani. După Revoluție am... Era fluxul ăla așa al al libertății. Da, hai post, să schimbăm Post-comunism, da. Și <laughs> n am apucat de făcut rock, cu un, 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 un grup de prieteni, eram o formație care, de muzică metal, cum se cânta atunci. Și nici uh, nu se putea altfel, anii uh, e. Da. Mergeam pe la festivalurile care existau atunci în, în România. Erau, era o serie de festivaluri inter interesante în toată țara. Era Buzău, Satul Mare, Râmnicu Vâlcea. București. <coughs> uh, ulterior, uh, Ulterior, am părăsit orașul natal, am ajuns în București la facultatea de litere și am terminat Ce ro va română la litere? De Ce Descoperirea literaturii adevărate și a filozofiei. Am început să citesc foarte multă literatură în liceu și mi-am dat seama că matematica și informatica, de care eram foarte atras atunci, nu sunt decât niște instrumente pe care nu vreau să le fac. Să transform într-o profesie sau. Da, te formează într-un anumit fel, dar nu și am mers mai departe. Deci tot timpul am încercat să merg, să, 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 stau pe granițe. Ulterior am, am făcut facultatea de litere, am activat într-un cenaclu literar, destul de cunoscut atunci, cenaclul uh, litere. Nu am ales o carieră literară, am mers în jurnalist cultural, o vreme la revista Dilema și m-am ocupat alături de doi dintre foștii mei profesori, de Liviu Papadima, și cu Ion Manolescu de suplimentul vineri. Nu știu dacă vă amintiți. Mi-am de... de suplimentul vineri. Da. Păi după ce uh, vineri n-a mai existat, am, uh, am în publicitate ca mulți dintre, <laughs> <laughs> dintre absolvenții de, de litere. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Eu eram curioasă, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în viața dumneavoastră acum după acel moment din, 2000, din 2015? Din 2015? E... Yeah. Lucrurile continuă cumva la fel, adică nu am, nu pot să spun că a fost o fractură, decât uh, o fractură foarte dureroasă a fost pierderea unui prieteni, Dar în ordinea drumului pe care am ales să merg nu, nu s-a schimbat lucruri, fundamental. Poate uh, uh, a crescut uh, nivelul de toleranță pentru anumite și de înțelegere mm -hmm. pentru, uh, pentru anumite situații, pentru suferință, pentru uh, nu știu, nivelul de empatie cu un anumit tip de, de, de problematici umane mm -hmm. și uh, Poate am devenit puțin mai radical și mai intolerant în, în chestii care nu merită tolerate, în, în special în zona politicului și nu numai. Uh, uh, am încercat să pun puțină ordine în lucruri, mai, puțin mai multă rigoare în lucruri pe care le lăsam așa mai luz, mai relaxate și uh, care au totuși miză. Lucruri de genul ăsta, dar în esență nu s-a schimbat nimic fundamental în ceea ce mă privește. Adică fac aceleași lucruri care îmi plac, eu am decis uh, din. Uh, când, când am decis să revin la film, să, mă, să, să fac film și să închei capitolul numit publicitate, uh, am decis să fac doar lucrurile care îmi plac. Deci, acel a fac fost același lucru și acum. Mutarea din publicitate în da. film a fost momentul în care am zis eu, asta sunt, asta vreau să da. fac și voi face ceea ce sunt da. eu. Da. 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 Să fac pe cât posibil doar lucruri care îmi plac. Și atât. Indiferent, Adică. Uh, cred că da, cred că ține de valori de valorile pe care alegi să ți le să ți le cultivi Da, la coaching că sunt majoritatea clienților vin cu ideea că ar vrea să facă ceva, ceva da, exact dar fac ce. de fapt altceva decât <coughs> da. ar vrea să facă mă rog, în mare cam asta e problema multora că, uh, 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 sunt nu, fac lucruri care sunt destul de departe de ceea ce sunt ei cu, cu adevărat. Mă rog, căuciul îi ajută în sensul că îi susține să-și găsească drumul singuri către, către soluția lor. Întâlnirea asta cu tine o găsești în momentul în care simți că faci efectiv ceea ce îți dorești. Ești conectat în ceea ce faci cu ceea ce ești tu pe dinăuntru. Ăsta este Aș... echilibrul? Da, cumva da. Eu am auzit un lucru foarte interesant, că până la urmă, acum fac ce îmi place, nu? E... Da. Doza de frustrare vine din alte lucruri, că nu pot face la nivelul la care aș vrea să fac, sau că sunt obstacole, evident, că nu e simplu nimic, dar, dar e o cale pe care îmi place să merg. Ce ați făcut niște Pentru filme? Moment. Niște filme, exact. Asta eram foarte curioasă. Ce, ce filme? Ce, la ce lucrați? Um... O să încep cu, cu proiectele pe care le-am încheiate, pentru că proiectul la care lucrez acum e un proiect despre care nu ne place să vorbim foarte mult împreună cu colegii mei, pentru că e un, e un proiect în desfășurare, sunt lucruri fluide, încă nu sunt uh, finalizate, nu sunt conturate și nu vrem să, să, să spunem foarte mult deocamdată despre el. Este un documentar, un lung metraj ce fac acum, dar uh, probabil spre sfârșitul anului vom afla mai multe. Deocamdată vrem să proiectele mai vechi, primul meu film a fost un film produs de HBO Central Europe, în care s-a numit Omul pasăre, o coincidență de nume cu celebrul film al lui Iniaritu, dar noi am declarat înainte titlul <laughs> așa încât... un <laughs> da. <laughs> luat titlul. Da? Omul pasăre este povestea unei apropo de coaching. Este povestea unui unui domn care se numește Mihaiță Nicolae și este cel mai vârstnic pilot de avion încă activ în România. Încă activ, are 80 și, face 81 wow. de ani anul ăsta. Wow. Îi se spune Mami, îl știe toată aviația, pe numele Mami, este un instructor multora dintre piloții care au ieșit deja la pensie de la Tarom <laughs> și el încă instruiește, încă zboară cu copii, cu tineri cu... și e un, un, mare artist al planorului. Planorul fiind cea mai grea disciplină, din, sau cea mai frumoasă, poate, complexă disciplină din aviație. Și el și-a propus în povestea noastră să câștige pentru a 10 oară titlul de campion național la planor distanță și luptă pentru asta cu doctorii care să-l să, pentru a-i convinge să-l mai lase la zbor și așa mai departe. E o poveste foarte frumoasă. Zborul e una din pasiunile dumneavoastră. Da, cumva așa l-am cunoscut și pe, și pe mami, pe Nicolae Mihaiță. Ce va trage acolo așa. sus? Noi nu suntem sigur nici pe pământ, așa cum mergem. <laughs> m-am născut într-un oraș aviatic din în, în din România, Bacăul, care e o, unul dintre aeroporturile importante, fabrică de avioane, de mic, printre primele sunete probabil că a fost, printre primele sunete auzite, probabil că a fost și zgomotul de motor cu reacție, motor de avion. Da, mi-aduc aminte și cumva... de la țară când mă trecea cât un avion pe țări și alergam toți ca nebunii pe când, avion cu motor, i-am și pe mine în zbor. Cumva așa, cam asta e povestea tuturor celor care încep să zboare, dar... Am început destul de târziu. Bacăul nu era un oraș uh, cu școala de aviație pentru civili, ci doar o școală de aviație militară. Și abia după ce -am, am încheiat cu publicitatea, ca să spun, sincer, prin, da, prin 2009 am făcut școala de pilotaj în București. Și mi-am luat o licență de, de pilot privat de avion. Am zburat de câteva ori de-a lungul Europei, zbor destul de frecvent și în România. E o pasiune zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. E o combinație de, 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 teamă pentru că nu suntem făcuți să fim acolo sus că dacă nu ți-e frică când ești la manșă înseamnă că ai o problemă și nu trebuie să fii acolo. Deci nu suntem făcuți să zburăm. Deci e o combinație de teamă, de depășire, de, 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 autocontrol, de depășire de, a unor limite de multe ori. De explorarea a, a, a spațiului în care viețuim cu toții, vezi lucrurile altfel de sus, de acolo. Uh, și România e mai frumoasă de sus, aș putea spune. Chiar e mai frumoasă. <laughs> Fiind în, în cabină, în avion de sus, ajungi la un moment dat, după ce străbați România niște ani, să știi în orice moment unde ești, nu mai uitându-te pe geam. E, 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 un alt fel de relație pe care o faci cu spațiul, cu, cu țara în care trăiești. Am prins o idee, Miral. Dacă nu ți-e teamă, înseamnă că nu ești unde trebuie, nu? Da. Uh. Asta, 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 asta e de scris în marmură. Da. <laughs> Cum mai sunt, mai spun o dată? Păi dacă nu ți-e teamă, înseamnă că nu ești unde trebuie. Nu? Mi-a plăcut ideea. Da, ține de. Îi de... place și lui Amedeo, care <laughs> este tehnicianul nostru și râde din plin. <laughs> Da, zborul cu teamă, dar teama ca necesitate, teama ca motor, nu? Teama ca motor sau... Și asta poate, dar teama ca ascuțirea simțurilor și, a, și, și, și impuls pentru performanță. Adică, dacă în avion nu, nu ești prudent, la un moment dat ți se întâmplă să... Nu mai ajungi întreg la pământ. Adică e, e o parte din joc. Riscul este minim în aviație, mai mic decât în, pe șosele, decât în, da, în tren, decât și pe, pe mai vapor. Separat. Mult mai sigur, pentru că totul este aproape paranoid securizat. Triplu redundant totul. e Verificări peste verificări, contrasemnări, siguranțări, totul e mm. foarte verificat. Este zona pe lângă tehnica spațială, probabil că e zona de creație umană unde gradul de siguranță e cel mai mare, dar nici în medicină nu e așa. Dar cu toate astea, nu ai plasă de siguranță, o plasă de siguranță serioasă. Deci dacă s-a întâmplat ceva și nu ți-ai luat măsurile necesare, aviația e o, aviația e un domeniu foarte procedural, adică nu nu e neapărat o zonă de creativitate, dar fiind fiind reguli foarte multe, ai ai și timpul să te să, să te, să te analizezi, să te, pui în, să te pui în niște situații în care, respectând regula și, și acceptând provocările în normele astea date de reguli, poți să vezi cum îți depășești niște limite personale. Adică să găsești flexibilitatea în da, reguli, nu? Cam da, așa. Da, cam așa, da. da. Interesant. Da. Uh, interesant antrenament de supraviețuitor. Da, Ascultându-l că... acum, mă dăm la smurt că și ăștia că... sunt foarte procedurale adică au, dincolo de ceea ce vedem noi, așa, ei au niște proceduri foarte bine definite în spate Um, Asta dacă ajung la timp și intervin. Cum s-a întâmplat la colectiv? că no, Eu am o, aici o, Deschidem o cutia. Deschidem cutia. <gript> în care speranța eu... rămâne ultima. Da. <gript> uh, nu, mă uitam la antrenamentul de, uh, de supraviețuitor. Și apropo de ce spuneați la început că, uh, practic, uh, nu, uh, toți, suntem supravieț e un supraviețuitor din colectiv. Nu? Uh, cum v-a ajutat zborul, <gript> antrenamentul ăsta în uh, seara aceea? Calmul. Calmul. Da. O să-l citesc pe personajul din filmul meu Pe mami, mami chiar spunea că a avut multe situații dificile în aer și spunea că măi, Când ești acolo sus și ți se întâmplă o situație de urgență Trebuie să fii foarte calm Și chiar dacă este să mori, trebuie să mori calm Aha. Și așa este Adică în timp Zburând Sunt situații mai încordate, mai delicate Pot fi, nu am avut parte de prea multe dar te educă, te educă să să rămâi, în, să rămâi în control, să păstrezi calmul. Asta e o chestie pe care am învățat-o din aviație și uh, mi-a folosit în colectiv. Adică mi-am păstrat uh, ajunge în aviație să-ți dai seama că dacă nu ești calm, la, la modul intim simți asta, dacă nu ești calm nu vei scăpa. Nu ai șansă de, de, de a ieși dintr-o uh -huh. situație grea. La fel a fost și în colectiv. Adică am rămas extrem de calm, nu m-am speriat. Extrem de calm am ieșit calm, am filmat ce, am, ce a trebuit să filmez. Am ieșit foarte calm și chiar când am ieșit din, 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 din infernul de acolo, în curtea interioară a Fabricii, tot, nu, nu pot să spun că m-am panicat să, să fac atac de panică. Să nu, eram calm și pozitiv și speranța să ajung la spital. Stau două zile și... Și ce s-a întâmplat? Acasă. Departe? A urmat aproape trei luni. De spitalizare, comă. Și... Câteva premiere medicale. Pentru România, cel puțin. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Aproape a ajuns un label, tragedia colectiv. Sunt situații și alte situații în care au murit oameni, dar ce s-a întâmplat atunci a zguduit din temelii societatea românească și cred că și în continuare simți în convulsiile acelui eveniment. Mm -hmm. Până la urmă a fost și o întâlnire cu ceea ce suntem noi ca societate. Pentru că nu vreau să intrăm în lucruri care s-au spus deja, dar dacă s-au întâmplat acolo, s-au întâmplat pentru că societatea românească este ceea ce este în momentul ăsta. Da. Așa e. Ce putem învăța după o asemenea experiență? Că regulile au rostul lor în primul și în primul rând, că spiritul ăsta tranzacțional în absolut toate domeniile care există la noi nu ne va duce departe, ne va duce până la urmă în, în, la catastrofă, în groapă și oricum în niciun caz nu ne lasă să evoluăm. Adică lasă-mă că merge și așa. Merge și așa, găsim o șmecherie să eludăm. cum, cum să-mi iau și eu avizul ăsta fără să nu știi pe un om care știe treaba, care face treaba ca să meargă treaba și așa facem o răscoală, în viața noastră da, cotidiană, o așa facem la servici, așa facem în politică și uite așa unde ajungem. Persoan, dar o răscoală împotriva lui merge și așa. Da, trebuie o revoluție împotriva da. lui merge și așa. Și ce ar mai trebuie să învățăm? Ar trebui să învățăm să nu ne mai mințim singuri. Pentru că toată situația post-colectivă din, din perspectiva asta, a felului în care a reacționat sistemul medical și toată administrația guvernamentală pentru a minimiza, minimiza uh, efectele tragediei de acolo a fost absolut lamentabil și condamnabil și culpabil și penal. Din păcate nu se mișcă așa ușor lucrurile în justiție pentru pentru a se elucida lucrurile. Noi răniți de la supraviețuitorii, părinții celor care au murit, am făcut o solicitare justiției de a analiza lucrurile astea și a rămas fix la fel cum a fost depusă. Nu cred că a întors nimeni pagina aia de acolo e conturul de praf pe masa unui procuror în jurul colțului hârtiei. Nu a făcut nimeni nimic. Se, celebrul dosar colectiv despre care se mai vorbește din când în când e, e despre ce s-a întâmplat în club până când am ieșit de acolo. Ce s-a întâmplat după aceea în spitale, toată minciuna sistemului, nu ai anchetată. Da, avem darul ăsta de a Întoarce spatele și a ignora de fapt. După asta a urmat cazul Hexi după asta a urmat toate, toate cazurile pe care le știm s-au descoperit. Asta, dacă, dacă am vrea să ne iluzionăm așa că morții din colectiv n-au dispărut degeaba, cumva au fost triggerul care, care a declanșat, nu, a declanșat o, o atenție mai mare în societate pentru lucrurile astea o parte din presa, puțina presă de investigație care a mai rămas în România a mai ridicat câte un colț de Cătălin Tolontan și ceilalți care au mai scris uh, despre zona asta, au mai ridicat puțin colțul asupra unor chestiuni legate de felul în care funcționează statul, sistemul și sistemul medical. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Eu mă uitam la uh, cum se numește casa de producție Easy Film. Da. și mă întrebam uh, cum ați ales numele, ce vreți uh... inițial casa de producție a, a mers pe un, uh, când am creat business-ul, a mers pe un trend care exista în momentul ăla în Europa și eu am uh, pariat eu că va funcționa și în România, venise criza și uh, se căuta modalități din ce în ce mai uh, eficiente de a face comunicare de marketing și publicitară în uh, Pornită din Franța există o exista o rețea în toată lumea de agenții de publicitate low cost. Mm. Care, agenții care merg pe un, pe un model de business ca și companiile aeriene, ca și producătorul național de mașini, de automobile și așa mai departe. Deci o companie low cost, care au o filozofie, cum spun englezii, no frills, fără fițe, fără zorzoane. Teoria valorii, nu? Da. Trecut pe teoria și am încercat, am încercat să fac același lucru pe zona de producție, producție uh, video pentru publicitate și pe internet. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Mai departe, uh, veți continua proiectele de filme. Lucrați în continuare la acest proiect care deocamdată uh -huh. este uh, confidențial pe termen lung cum vă proiectați? Pe termen lung sunt mai multe proiecte în șantier de film documentar documentarul cred că este zona în care vă, mă, mă simt cel mai bine cea mai provocatoare zona din cinematografie din punctul meu de vedere că lucrăm cumva cu materialul realității și contează foarte mult storytelling-ul povestea și mai puțin, mai puțin uh, artificiile în, de, de producție. Mi se pare foarte greu să spui o poveste cu materialul realității și încerc, încerc de fiecare dată să fac asta. Uh, mă solicită, mă provoacă. Deci pe documentar voi merge în continuare și evident și zona aceasta de comunicare, de marketing uh, fac, uh, filmez cu plăcere, regizez cu plăcere reclame, dar uh, făcute de alții, create de alții, gândite de alții, eu doar le, doar le pun în operă, le, le filmez, le produc. Despre ultimul proiect nu vorbim, că știu, am mai întâlnit uh, această superstiție, nu vorbim înainte da. de a-l uh, finaliza. După Mami, ce a mai fost? După Mami a fost, un, a fost un documentar de lung metraj pe care l-am început înainte de colectiv și l-am terminat după. Am ah. avut ocazia să-l termin. Să fac o glumă neagră. Uh, este un, e un film care a pornit ca un job plătit de către o fundație, o asociație, de fapt, care avea un proiect finanț, cu finanțare europeană despre noile minorități care locuiesc în București. Noile minorități. Da, sunt noi, noile minorități sunt considerate de de, de în urma unei luat în considerare numai unei cercetări sociologice. Era un proiect foarte amplu ca și sociologie și uh, evenimente, acțiuni în, în teren și au vrut să să prezinte și opt portrete de personaje care fac parte din, anumite, din grupurile acestea naționale, care, al minorităților naționale care trăiesc aici. Eu am luat mai în serios decât trebuia fi, uh, proiectul și -un, în, loc, în locul unui filmuleț de 20 de minute a ieșit un film de o oră film cu interviuri adevărat, nu-mi place să fac asta, fiu în filme cu oameni vorbind la cameră, dar uh, provocarea uh, a fost o fo provocare să-l fac vizionabil așa sunt destinele a, a opt oameni, a opt personaje pe care le-am ales foarte atent și sunt foarte interesante, uh, foarte tranzitive, așa, trec bine uh, ecranul, uh, care au, trăiau de minim 5 ani în București, vorbesc toți română și își spun povestea de viață și, de fapt, Cumva, eu am cumva eu am trișat, trebuie să recunosc. ei trebuie să fie un film despre ei și am făcut un film despre noi. Ah. Prin ochii lor, despre noi, despre bucureșteni și despre București. Uh, e da. și despre, este și despre ei, dar este mai mult despre noi. Cumva, filmul uh, are o oră. O personaje, un chinez, un, uh, o indiancă, un italian, o englezoică, o franțuzoică, un moldovean, un turc și un libanez care își spun poveștile de, povestea lor cu Bucureștiul. Și filmul se numește? Filmul se numește Sunetele Bucureștiului. Aha. Și a, a rulat în câteva din, din festivalurile din, din România și cam atât. El a intrat în difuzare. Dar e un, un proiect care mi-e drag pentru că am reușit să, să realizez un, un film din interviuri vizionabil. Mie nu-mi place formula asta deloc. Dar ăsta a ieșit bine, cred. Și cum se vede București după ce l-ați văzut prin atâția ochi? E un loc în care uh, oameni din niște țări uh, foarte interesante, cred, am, am enunțat mai devreme, uh, au ales să trăiască aici. Adică li s-a părut un loc mai bun aici decât în locul în care au, din, din care a plecat fiecare. Uh, da, în general, România au un raport așa mai ostil cu orașul în care trăiesc, cu țara în care trăiesc, cu... Da, aș zice odietamo. Hmm. Nu știu dacă e chiar ostil în, to în totalitate. Sunt... Dar ține de noi să-l facem mai, mai bun. Asta... De aici... St toate, mi toate, mișcările civice din ultimul an, de și de după colectiv, și duc în direcția asta să facem, o țară, să facem un loc mai bun spațiul ăsta în care trăim. Cred că acolo e soluția, de fapt. Ura asta ar trebui să fie motivațională. Ura pentru, români, pentru țară, pentru orașul în care trăiești. Ar trebui să, să, ne motiveze să ne ducem mai... Să ne ducem mai mai departe să schimbăm ceva. Miral, ură motivațională. Da, da ce sună. cum sună? Ură motivațională. Da. da, putem pune și ghilimele la ura asta. Da, adică da. Nu Poate fi... Da. Da, e, e impulsul ăla de energetic pe care nu, -l, nu prea -l au oportun România. Adică l-au, dar nu l-au sincron cu, cu, cu mm. momentele importante. Era o, e un delay destul de mare, o întârziere destul de mare în felul în care reacționează lumea românia și se încarcă greu sistemul de ură până să izbucnească rom, românii. Dar... Au izbucnit în iarna trecută, nu, în ordonanța 13. Iată că a ținut ceva. Și s-au schimbat niște lucruri, sau măcar a fost împiedicată schimbarea negativă majoră pe care au preconizat-o politicienii. Da, aveți sentimentul că există o trezire a conștiinței publice în România? Cred că există din ce în ce mai mult. Totuși, strada a reacționat la multe derapaje din politică. Și e un lucru îmbucurător să vezi că oamenilor le pasă de țara în care trăiesc. Cred că e o trezire din ce în ce mai accentuată, mai, mai, prez, mai vizibilă. Sau, cred că anul 2017 a fost anul societății civile, fără doar și poate s-au organizat chiar și grupuri informale destul de numeroase de oameni care vor să facă împreună ceva pentru schimbarea țării. Au apărut can canale de comunicare media. Pe internet, făcute de amatori, sunt televiziuni online care transmit, fac talk-show-uri, fac dezbateri, adică pentru numele Dumnezeu. E, e ceva de neimaginat, în urmă. Era în urmă chiar cu 2-3 ani. Da, da, și cred că evenimentul colectiv a fost exact. a fost a catalizatorul care a generat da, această cred energie. Asta cred, că, cred că a avut un rol foarte important. Trigger, Trigger. declanșator. Domnule da. Da. Mihai Grecea, o ultimă întrebare. Ce, ce le spune celor care le este frică de moarte. Se moare ușor. Domnule Grecia, vă mulțumim că ați venit în studiul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Mihai Grecia, omul care din moarte a ales viața. Mai multe despre proiectele lui puteți afla la adresa www.easyfilm.ro Împreună cu Monica Grigoriu vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Monica Grigoriu. La RFI România. O emisiune oferită de BRD, grup Societe General.